Elena Udrea s-a ales cu un refuz tranșant din partea lui Crin Antonescu după ce l-a curtat, punând condiții ca o doamnă ce se respectă pentru un potențial parteneriat politic realizat în jurul PMP-ului. Nu ne interesează. Mergem la alegerile europarlamentare ca Partid Național Liberal, singur pe listă, clar, cu programul nostru, cu candidații noștri. Nu suntem interesați de asemenea nici de obținerea unui certificat de opozanți din partea cuiva. Nu avem nevoie nici de certificate, nici de coagulări, nici de susținere. Mai mult, pretențiile PMP-știlor și ale pedeliștilor, care includeau un exercițiu prelungit de demonstrație din partea liberalilor în ceea ce privește activitatea în opoziție, au fost clasate în categoria ridicolului de către președintele PNL. Mai mult, PNL-ul a demonstrat că poate face și singur opoziție în 2009, a subliniat Crin Antonescu. Dincolo de ridicolul situației în care un partid sau ce este ea, pe care l-ați citat, și ar putea imagina că poate gira Partidul Național Liberal în calitatea sa de partid de opoziție. Și am dovedit-o în anul 2009, când vă reamintesc că a existat tot așa un colos de guvernare, pe termen mai scurt. PDL, PSD. Ce vor face domniilor lor rămâne de văzut, dar pentru noi nu este nici important, cu atât mai puțin vital. Astfel, pentru alegerile europarlamentare, liberalii exclud orice variantă de colaborare politică cu PMP, PDL sau alt partid politic și și-au propus atingerea unui scor de 25%.